După egalul cu polonezii de la Pogon, CS Universitatea Craiova a remizat ieri, scor 0-0 cu formația rusă Kuban Krasnodar. Față de partidele precedente, staful tehnic a schimbat strategia folosită anterior, cu două formule echilibrate valoric pentru fiecare dintre reprize și a mizat pe un nucleu compact. În prima jumătate de oră nu au fost consemnate ocazii clare de gol la niciuna dintre porți. Doar rușii au fost periculoși cu o lovitură de cap, la care a intervenit bine Bălgrădean. Spre finalul primei părți, Craiova a echilibrat jocul și a fost mai incisivă în atac. Hergelegiu de două ori și Bauab și-au creat șanse de gol, dar nu le-au fructificat. În actul secund, Cârstea, Ivan și Băluță au fost aproape de gol. De partea cealaltă, Kuban a încercat să surprindă cu șuturi de la distanță. Ambele defensive au funcționat perfect și nu au comis greșeli, iar scorul a rămas blocat la 0-0. A fost un rezultat echitabil după aspectul jocului. Următorul amical pe care îl vor disputa albaștrii în Antalya va fi cel de miercuri, cu formația chineză FC Shanghai East. Pandurii Târgu Jiu a pierdut amicalul disputat sâmbătă în Antalya cu scorul de 0-2, cu Bielsko-Biala ocupanta locului 8 în prima ligă poloneză. Învingătorii au marcat în minutele 2 și 87, iar gorjenii au ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 70 prin Dan Nistor. Antrenorul Edi Iordănescu a început cu Stanca, Ungurușan, Elton, Vasilievici, Grecu, Buleică, Pițian, Anton, Nicoarăș, Mrecar, Mihai Roman. Pe parcursul reprizei a doua au mai intrat și alți fotbaliști. Acesta a fost cel de-al doilea amical susținut de pandurii în Antalya. În primul, gorjenii au obținut o victorie cu 2-1 în fața rușilor de la Tom Tomsk.